Salutare! O nouă zi de detecție, sunt cu Cătălin. Salut! Și mergem așa în față în pădurea asta, am mai fost noi pe aici, am găsit foarte multe chestii. E răcoare, e bine astăzi. Revenim la primul semnal, sper să avem noroc astăzi. Am și primul semnal. Cred că am o monedă. Ia să vedem, am dreptate sau nu? E așa, zice că ar fi o monedă aici. Ia să vedem noi. E monedă sau nu? Aha, greșit. E o bilă. E muschetă. Foarte veche și asta. Doamne, dar ce bine sună. Știi ce am aici? Un capac de bere de la prima fabrică de bere din Pitești. Se zice Pit Beresa. Deci asta a fost prima fabrică de bere din Pitești. Se zice Pit Bere. Și cred că avem prima monedă de fier. Ia uitați. Ce monedă o fi asta? 100 de lei. Cu Mihai Viteazu. Ia uite ce frumos este. Hai mai încă. Semnal bun aici. O linie dreaptă. S-ar putea să fie monedă sau dacă nu tot o bilă de plumb. Ia să vedem. Ce avem aici? Era la suprafață. O bucată de plumb. Interesant. Ia să vedem ce are Cătălin aici. O catarău. Și-a făcut cu ei. Era unul aceeași groapă. Nu știu. Cred că este 5 bani. Zece bani. Da, 10 bani este. Ce sunt? Sau m-am văzut? Doar asta. Primul inel de porumbel. Rodomino. Inel de porumbel. Un cuib aici? Nu. Rodomino. P52501. Încă o monedă din aia mare. La fel, până la fier. Da, am zis să sap aia cum evitează. Ia uite ce îngustești. Ce cui este asta? Zici că sunt ciuperci? Ai mai văzut așa? Nu. Mă văd că sunt vechi. Da. O avem o cuță. Uite asta! Ai exact așa. Încă o monedă aici, am avut semnal prost. Semnal foarte mic. De ce monedă o fi asta? Ai ăla de apă? Da. De stropit? Eu zis cum sunt. Este un leu. Dar are o formă ciudată, nu știu. Un leu scrie acolo. Mai avem aici un inel.
Ro 2006. Încă un inel. Da, ro 2006, 68 1693. Cum a ridicat braza de pământ, așa se rămâne, da. Să ridic. Un leu cu porumbul. Ia uitați. Ce frumos e. Și aici e corona. 1941. Oh. Gata. Ce zici? Unde? Unde? Adânc. Cam aici. Cred. Posibil să fie... argint? Chiar o monedă. Nu. No. Ceva de bronz. Ia de peste asta. Ah, nu e. Era surfat. Pentru că e ceva mic. Ia, sapă mai de aici. Este, de aici. Uite, a căzut. E un cap de șurub. Nu e asta? Blonț, ce n-ai? Blonț. Blonț de mistres? Da. Mamă, ce mare. Ia, îl vrei? Da. Ia uitați de la ce erau cu ele. E chestia asta. Ia uite, o sticlă aici. Un burcan? Vrei un burcan? Colecționezi burcane? Am mai văzut o sticlă. Asta de ce este? Ia uitați ce am găsit aici, un degetar. Scrie, înălțește pe el. Este din aluminiu. Foloseau soldații, știi, să-și băgau pe deget și coseau armurile alea de zane, știi. Dar nu știu dacă o fi de la. Da, e super tare. Uite, avem 4 monede. Două inele de pandou și bilele. Se puse ploaia. A uitat pe Tibi că se pitește de ploaie. Asta unul la prietenul Alexandru. Are și el un canal de YouTube. Boss Detecting are. Din Germania. E bine? L-a uitat pe Alerina. L-a uitat pe Jack. Te recomand, am băgat-o. Că nu rezistă la apă. E cât bobin. Așteptăm să oprească ploaia. Ne-a stricat ploaia asta toată detecția. Și nu se oprește. Uitați ce... ce aveam de dat aici în față. Hai mă, că poate se oprește. E păcat de pădurea asta. Da. Tare nu plouă, dar... te ud. Destul că ți-l da. Încă poate să oprește. S-a oprit ploaia și am început să dăm din nou. Okay. Și am aici un semnal. O, e cam lung. Cam lung la mine. 85. Ce-o fi la 85? Bine, oare? O, oh, nasture. Avem un nasture.
Din păcate... Spăl? Păi n-are niciun desen. Parcare 1-1. Vai, dar ce semnal 85? Este un briceag. Da, fier. Asta trebuie să-l curăț puțin. Scrie ceva pe el. Să stai că am eu apă, nu mai. Hai că vă arăt după ce îl curăț. Uitați, scrie România Mare. De frumos. Da, v-am zis să pas la orice semnal. Sună fir amestecat. Urât sună. Uitați ce frumos. Scrie ceva și pe spatele lui. Dar nu mai am apă să-l spăl. Trebuie să-l șterg puțin, poate să vede. Ceva scrie, dar nu-mi dau seama.